Epistola întâia al Apostolului Petru, capitolul 2. Citim de la versetul 4 până la 10. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut în cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpărat îndurare. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Amin. Plecăm capetele la rugă și rog pe fratele Freddy și pe fratele Duca să ne conducă în rugăciune. Doamne, Tată din ceruri, în această dimineață alergăm și să ne aruncăm în brațele Tale, unde găsim alinare, dragoste, iertare. De aceea, în această dimineață, binecuvântă robul Tău, Doamne, ai milă, Doamne, pe care te-ai folosi, vorbește prin el, îmbracă prin Duhul Tău cel Sfânt și ajută-ne pe noi, Doamne, ca să ne încredem în Tine. Și dacă este vreo inimă împietrită, Doamne, sparge preata să se arunce în brațul Tău, căci în Tine este mângâiere, dragoste și fie ca dragostea Ta să ne unească. Binecuvântă cuvântul Tău, robul Tău și pe noi la adunare. Amin. Amin. Sfințit să fie numele și în ziua de astăzi. Îți mulțumim frumos, Doamne, pentru că ne-ai chemat în casa Ta. Dă-ne harul, Doamne, ca să înțelegem că cuvintele pe care le-a citit fratele Valentin sunt cuvintele Tale, sunt mesajul pe care îl trimiți Tu. Îți mulțumim, Doamne, pentru că la început era cuvântul și erai Tu la început. Și vedem, Doamne, cum ne chem, vedem, Doamne, cum ne învrednicești. Doamne, ajută-ne ca să înțelegem mai bine, Doamne, care este rostul nostru, care este bucuria noastră de a fi aproape de Tine. Dă-ne harul, Doamne, ca să fim lumini și să ascultăm cuvântul Tău, ca să putem să-L înțelegem și să-L trăim. Să fim, într-adevăr, martori ai Tăi. În numele Domnului Iisus, mă rog. Amin. Amin. Luați loc. Vândem, luați loc. Iubiții mei, frați, surori, dragi prieteni, ziua de azi e o zi de har, de bucurie, de înălțare a numelui Domnului Iisus Hristos. Cuvântul pe care îl am astăzi vreau să fie un cuvânt de zidire, de înălțare a Domnului Iisus Hristos. Așa cum El ne prețuiește pe noi și în textul de la Petru pe care l-am citit, El spune că e o cinste pentru noi. Cinstea aceasta ne-a fost dată nouă, cinstea ca să fim socotiți, nu pietre de rușine, ci de cinste pentru înălțarea numelui Său. Pentru cei necredincioși, cu adevărat, e o pricină de potignire, o stâncă de cădere, dar pentru noi e o cinste să fim piatra
aleasă, scumpă, și cinstea aceasta este pentru cei care am crezut în Domnul Iisus Hristos. De asemenea, versetul 9, care e unic în toată Scriptura, când ne descrie pe noi prin Duhul lui Dumnezeu, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a chemat ca să fie al lui. Citind și versetul acesta și alte versete din Vechiul Testament, am fost uimit să văd că expresia aceasta a lui, care am spus că e o formă gramaticală de la el, eu al meu, tu al tău, el al lui, nu e scris așa în Biblie. Al lui e un cuvânt. În limba ebraică e un cuvânt, îl aveți pe ecran, e segulah. Cuvântul acesta, încă din pe băncile seminarului, pentru mine a fost o uimire, pentru că nu e tradus la noi nici cum, și al lui sau al Domnului sau alte expresii nu exprimă și nu arată de fapt ce înseamnă segula acesta. Și m-am gândit atunci și mă gândeam și săptămâna trecută, probabil pentru traducătorul Cornilescu a fost o luptă mare să spună ce înseamnă segula și să nu mai caute alt cuvânt, pentru că nu există o traducere care să arate ce înseamnă segula, cuvântul ebraic, care e o comoară regească, o comoară de tezauri care se ține și e păstrată atent și are paznic și care o păzesc, comoara națională a unui stat, a regelui în vechime, e cea mai scumpă comoară a unui suveran, aur, argint, dar cel mai mult se referă în cuvântul Domnului nu la lucruri, ci la poporul lui Dumnezeu. Noi suntem segula, așa ne descrie cuvântul pe noi, poporul lui Dumnezeu, și ne descrie însuși Dumnezeu. În dimineața aceasta voi lua câteva aspecte ale acestui cuvânt care nu se poate traduce într-o singură formă și aș vrea să fie de har, de întărire, de zidire sufletească. Odată, după o ședință, nu mai știu, era comitet, era la asociație, trăia și fratele Alexa, și după ședință îmi spune, măi, am pierdut vremea degeaba, luasem niște hotărâri mari, și fratele Alexa îmi spune, am pierdut vremea degeaba azi. Și am încercat să-i aduc aminte, era destul de în vârstă și mă gândeam, n-o fi fost atent ce am vorbit, sau am încercat să-i aduc aminte câteva hotărâri pe care le-am luat și îmi spune, nu vorbesc de asta, de ce am vorbit noi. Nu ne-a interesat absolut deloc ce spune Domnul despre noi. Și segula e ceea ce spune Domnul despre noi. Cum se uită El la noi? Și aici e o formă a harului lui Dumnezeu, har în care am intrat prin îndurarea Lui, prin mila Lui. Cum vorbește Domnul de noi? Cum descrie îngerilor starea noastră?
Și cumva asta înseamnă segula. Primul lucru la care mă refer și pe care îl spun e posesiunea exclusivă a lui Dumnezeu. Avem în Noul Testament, la segula, care e numai în Vechiul Testament, avem referiri la Noul Testament. Domnul Iisus, când vorbește despre noi și despre preocupările noastre, vine și amintește și ne spune: nu putem sluji la doi stăpâni. Ori îl slujim pe Dumnezeu, ori pe mamona, pe bani. Lucrăm pentru bani. De aceea aș vrea să socotim cu reverență și dărnicia pe care o avem în biserică. E una din părțile de închinare în adunare la noi. Și de aceea luăm și banii cu mulțumire și cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu ca El să primească dania noastră. Nu, să nu încercăm ca pandemia să ne fure din închinăciunea și reverența față de Dumnezeu. Sagulah e posesiunea exclusivă, numai a lui Dumnezeu. Și asta vine Domnul și ne spune nouă. Dacă suntem ai Domnului, îl slujim pe El. În toată Biblia există numai 8 versete care amintesc de segula, de felul acesta de vorbire pe care îl are Dumnezeu despre noi. Vi le trec prin față și la Exodul, capitolul 19, versetul 5, e prima oară când apare, nu știu dacă se vede pe ecran, dar le citesc în grabă. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi segula. Și la noi scrie atâta, veți fi ai mei. Proprietatea, posesiunea exclusivă a lui Dumnezeu, dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. În King James, la care îmi dau seama că mulți se referă și ca și cum ar fi mai autorizată versiunea chiar decât textul original, e peculiar treasure, o avuție cum nu se mai găsește nicăieri. Și Domnul spune, voi îmi veți fi un segula, îmi veți fi o comoară de preț, veți fi ai mei, scrie la noi. Deuteronomul, capitolul 7, la versetul 6, căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii, iarăși, comoara aceea, un popor al lui. Dintre toate popoarele de pe fața pământului, un popor special, deosebit. Deuteronomul, capitolul 14, două versete. Voi sunteți copiii Domnului, Dumnezeul vostru, să nu vă faceți crestături și să nu vă radeți între ochi pentru un mort sau tatuajele din vremea noastră. Moise spune din partea Domnului, sunt interzise în poporul lui Dumnezeu, căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău și Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii segula, un popor al lui, dintre toate popoarele de pe fața pământului. Mai e un text, două texte, Deuteronomul 26, și azi Domnul ți-a mărturisit că vei fi un segula, un popor scump, la noi un popor al lui. Cum ți-a spus, dacă vei păzi toate poruncile lui. Psalmul 135, ieșim din Decalog, din Tora, în Psalmul 135, la versetul 4, căci Domnul și-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al lui.
parcă e prea puțin traducerea aceasta a lui, dar e atâta bogăție, nu al altuia, al nimănui, decât al lui. Prima oară, textul acela de la Exodul 19, la versetul 5, poporul ieșise din Egipt. Era la muntele Sinai. De 3 luni au umblat și acum au făcut primul popas la munte. Tot Israel a ieșit din țara robiei, 2 sau 3 milioane de oameni, cum au putut, Dumnezeu a făcut o lucrare deosebită ca să despice marea, să distrugă armatele lui Faraon și acum după 3 luni au ajuns la un munte. Și aici Moise se urcă pe munte și când coboară le spune: Domnul vă spune că sunteți scumpi înaintea lui, așa de scumpi că nu mai are o comoară mai frumoasă, mai scumpă decât pe voi, poporul lui Dumnezeu. După, dacă am ascultat glasul Domnului, dacă am auzit tremurul din vocea lui Moise, ne-am dat seama că a fost lângă Domnul și Domnul i-a spus cum prețuiește el de mult pe poporul lui Dumnezeu. Înțelegem mai târziu că cine se atinge de voi, de aleșii Domnului, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Acum însă le dă un rezumat: voi sunteți ai mei. De acum sunteți tezaurul prețios al meu. În cartea, în epistola lui Tit, în care am început serialul acesta despre harul lui Dumnezeu, apostolul Pavel spune că el s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a lui. Nu e segula, segula e un cuvânt ebraic. Apostolul Pavel scrie în grecește, dar auziți rezonanțele cuvântului din vechime. Voi sunteți un norod care să fie a lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Poporul Israel abia începea atunci să-și vadă identitatea dintr-un popor de robi, dintr-un popor de cărămizi făcuți din miriștea arsă în cuptoarele Egiptului, a ajuns un popor care să fie scump înaintea lui Dumnezeu. Voi sunteți o seminție, apostolul Petru, și iarăși auziți rezonanțele acelui cuvânt pe care îl rostește Dumnezeului Moise, așa să spui poporului: dacă va asculta de cuvântul meu, dacă va trăi după legea mea, dacă va merge pe calea pe care i-o dau, vor fi un segula pentru mine, o comoară, un tezaur fără preț înaintea mea. Voi sunteți o seminție aleasă. Unii se întreabă de ce să nu-și facă Israel crestături pe între ochi sau tatuaje pe corp, și Domnul nu dă explicații. Ca și în multe alte locuri în care poruncile lui nu trebuie să fie explicate. Dacă e poruncă, e poruncă. Și spune Domnul: pentru că voi sunteți segula, sunteți ai mei, sunteți scumpii mei, nu ai lumii și nu ai obiceiurilor lumii. Și lucrul acesta e atât de frumos. Israel nu e doar o etnie, un neam nou, ci e un neam sfânt, aparte de toate popoarele. Suntem așa și noi. Și cuvântul apostolul Pavel ne spune că am fost altoiți. Dacă unele ramuri au fost tăiate,
Și asta spune Pavel în avantajul nostru. Noi am fost altoiți în harul, prin harul lui Dumnezeu, ca să fim poporul lui. Nu e niciun merit al nostru. Și harul, dacă e legat și întotdeauna, ca o nu definiție, ca o regulă, când vorbim de har, vorbim de o lucrare a lui Dumnezeu și având în vedere mântuirea, răscumpărarea, trecerea dintr-o stare de mortăciune și moarte la o stare de viață și de răscumpărați ai Domnului. Aduceți-vă aminte, spune Apostolul Pavel Efesenilor, că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Un vers frumos pe care îl amintesc și noi: nu suntem ai nimănui. Să știi tu cer și tu pământ, să știi tu soare și tu vânt, noi nu suntem ai nimănui, suntem ai Lui, ai Lui, ai Lui. Asta este definiția credincioșilor lui Dumnezeu, o seminție aleasă. Suntem ai Domnului, suntem proprietatea lui Dumnezeu, îi aparținem lui, suntem în mod exclusiv ai lui Hristos Domn, care ne-a răscumpărat. Suntem mireasa unuia singur, acelui care a plătit prețul de răscumpărare pentru noi. În cântarea cântărilor auzim rezonanțele acestui secula. Prea iubitul meu e unul, este unul, este al meu și eu sunt al lui. Și-și paște turma între crini. Eu sunt al iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. Înțelesul paralel al Noul Testament e: nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului lui Dumnezeu, care locuiește în voi, temple așa cum suntem, trecători, a făcut Dumnezeu din noi temple ale Duhului Său, pe care l-ați primit de la Dumnezeu și voi nu sunteți ai voștri. E atât de clar apostolul, și apostolul Pavel, când scrie lucrurile acestea, gândește exact în același termen, secula. Sunteți ai lui Dumnezeu, aparțineți lui Dumnezeu, ești un popor sfânt, un popor care e proprietatea lui Dumnezeu. E interesant că la Psalmul 135, veți găsi acolo, la sfârșitul psalmului, ceva care e uimitor. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, pentru asta sunteți. Casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. De ce să nu vă trăiți numele? Sunteți prețioși înaintea lui. Casa lui Ioan, lăudați pe Domnul. Casa lui Andrei, lăudați pe Domnul. Casa Mariei, casa Lidiei, lăudați pe Domnul. Casa lui Aurel, lăudați pe Domnul. Casa lui Marin, lăudați pe Domnul. Ăsta e scopul nostru, e menirea noastră. Și ăsta e primul înțeles. Al doilea înțeles la care aș vrea să trec în grabă e tezaur scump, greu câștigat printr-o jertfă scumpă, păstrată pentru Dumnezeu. La 1 Cronici,
Aici avem două texte. Întâi Cronici 29:3 și Eclesiastul 28. Și amândouă se referă la bogățiile pe care David și mai târziu Solomon le-au ținut păstrate pentru templu, pentru zidirea templului. Mai mult, în dragostea mea, spune David, pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care îl am, care este segula al meu, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. Dau tot ce am mai scump la mine și le-am strâns cu mare preț toată viața, le dau lui Dumnezeu. Și aici e cum cântăm noi. Domnul spune, prea iubitul meu e poporul meu. Iar noi cântăm, prea iubitul meu e Iisus fără seamăn de pământ. La Eclesiastul aici vorbește Solomon. Mi-am strâns argint și aur și bogății care sunt pentru mine segula. Sunt scumpe, sunt tezaurul meu, tot ce am mai scump. Mi-am adus cântăreți, cântăreți desfătarea fiilor oamenilor și mulțime de femei, peculiar treasure of kings, o comoară pe care numai regele o are și o dau acum lui Dumnezeu pentru templu. Textele acestea vorbesc despre bogăția lui David și Solomon, tezaurul personal și național în Israel cu care cinsteau pe Dumnezeu. Aluzii în Noul Testament, aici e, voi sunteți o seminție aleasă, voi sunteți un neam sfânt. Aduceți trupurile voastre, tot ce avem. Ca identitate e trupul nostru, nu cardul acela care spune cum mă cheamă. De fapt, trupul ne definește ca persoană. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi o jertfă duhovnicească din partea voastră. Deci, fie că mâncați, fie că beți, spune Apostolul Pavel, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Adică să fiți segula. În Isaia, capitolul 43, la versetul 5, e un alt verset pe care mi l-am notat. Pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea, ascultați aici scopul existenței noastre, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit. A treilea înțeles pe care îl are cuvântul acesta e bijuteria unică păstrată pentru sine a Marelui Împărat, păzită în ascuns pentru el. Parcă ne amintește ce spunea Domnul de împărăția lui Dumnezeu, care se aseamănă cu o comoară îngropată într-un câmp. Și când știe cineva, cumpără toată holda, cumpără tot ca să aibă comoara aceea, e atât de scumpă împărăția lui Dumnezeu. E un singur text pe care l-am aici, al optulea din șiralul de opt versete din cuvântul Vechiului Testament. Ei vor fi ai mei, în Maleahi, capitolul 3, versetul 17 și 18. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi un segula, o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un tată de fiul care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Sunteți mărgăritarele mele. În engleză e my jewels. Ascultați cum se uită Domnul la noi.
mai Jules, cu toate slăbiciunile pe care le avem, cu toate slăbiciunile și necazurile pe care le avem, ce-i harul? Mă întreb ce-i harul, e o sfântă minune când soarele apare și nu mai apune. Și chiar peste neguri și nori de încercări te poartă în lumini pe ale slavei cărări. Ce-i harul? E Domnul ce vine pe valuri și în miezul de noapte te aduce la maluri. E Domnul păstorul ce-ți dă un sărut când alții cu pumni încleștați te-au bătut. Ce-i harul? E o viață de plin înnoită în sângele jertfei, ca neaua albită și haina purtată din zori la apus, dar fără de pată în Domnul Iisus. Bijuteriile lui Dumnezeu, bijuteria scumpă a Domnului Iisus. Prorocul Maleahi vorbește în versetul acesta și versetul dinainte, în versetul 16, ca și cum Dumnezeu se uită mereu la noi. Ne ascultă ce vorbim, se uită ce lucrăm și mai mult, cu fiecare clipă, scrie o carte, vrea să nu se uită nimic din ceea ce facem, pentru că vrea să arate că suntem scumpi înaintea Lui. E atent la ce vorbesc aleșii Lui, înregistrează clar ce spun, scrie cartea de aducere aminte. Nu uită, ci își aduce aminte de toate faptele noastre, ca să le spună la urmă, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Aici e harul lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare. Cei care vor aștepta mângâierea lui Israel, rămășița aceia care îl așteaptă și în vremea noastră pe Domnul, vor fi adăugați la un loc ca să fim biserica lui răscumpărată, comoara lui Dumnezeu, o comoară unică, specială, fără egal în frumusețe, în tot universul. Ne minunăm la picturile pe care unii le fac în legătură cu îngerii și eu spun, habar n-au. Frumusețea la care se uită Dumnezeu sunt cei care îl mărturisesc pe El și sunt ai Lui. Sunteți comoara mea. În timp ce necredincioșii vor fi lepădați și pedepsiți, El va ridica un popor. Vei fi o cunună strălucitoare, spune Isaia la capitolul 62, în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău. Dumnezeu se uită la noi, se uită la credincioșii săi și spune, voi sunteți bijuteriile mele. Când am scris și mi-am notat ca să rămână ce spun, să nu zboare în vânt așa, deși mă gândeam să vă spun, dacă vreți programele la radio, asta a fost o predică la care nu mi-aduc aminte când am spus-o, fratele Laurian vă poate da un CD-ul cu predica, să o ascultați de mai multe ori, o predică grea astăzi la radio și poate mulți nici nu aveți conexie să ascultați. Cuvântul Domnului ne spune, suntem în tezaurul împăratului, marelui împărat, suntem comoara lui personală. A lui, ne ține lângă inima lui, așa cum pe pieptarul marelui preot erau 12 pietre scumpe, Domnul ne spune, voi sunteți comoara mea. Voi ați murit și viața voastră este ascunsă și toți suntem
preiubiți ai Domnului și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, spune Apostolul Pavel Colosenilor. În Isaia, la capitolul 43, acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și cel ce te-a întocmit, Israele, nu te teme de nimic, căci ești al meu, eu te-am făcut, eu te izbăvesc. Există un film care acum 50 de ani era foarte răspândit printre credincioși, poate nu atâta acum, The Cross and the Switchblade. Billy Graham vorbea mult de filmul acesta și a dat mulți bani ca să se facă filmul acesta. Crucea și pumnalul. E vorba și e un film al unor lucruri adevărate, reale. E portretul, două portrete. Portretul unui predicator, în vremea aceea nu așa mare, dintr-un orășel, David Wilkerson, și portretul unui bandit portorican, a lui Nicky Cross. Era o bandă de portoricani în vremea aceea care făcea teroare, Mau Maus, două cuvinte, și asta era banda lui Nicky Cross. David Wilkerson avea o dorință să spună și gangsterilor, și tinerilor care umblau după petreceri din acestea ușoare și de crime și din benzile care erau în vremea aceea în America și persistă și astăzi. Și nevasta lui spune, tu nu știi la ce te gândești dacă vrei să mergi să le mărturisești despre Domnul. Și David îi spune, harul e mai mare. Harul e crucea Domnului. Crucea e mai mare decât pumnalul. Și David Wilkerson vine și pe străzile din Chicago începe să vorbească cu portoricanii pe care își dădeau seama că erau îmbrăcați special în haine negre și nopțile băgau de speriați printre oamenii care mergeau. Filmul e destul de lung, vreo două ore, și David Wilkerson caută și află de la unul și altul care-i șeful lor, Nicky Cross. Și se duce la el și îl felicită pentru numele pe care îl are. Numele tău e numele prin care avem noi, pe cruce, pe cross a murit cel care a dat sângele să moară pentru noi și eu mă rog pentru răscumpărarea ta. Și i-a povestit dragostea lui Hristos Domnul, i-a spus despre harul lui Dumnezeu care poate să schimbe și să-l facă și pe el un copil al dragostei lui Dumnezeu. Și Nicky Cross l-a lăsat să vorbească, și când aude că evanghelistul, omul acesta, vrea să vorbească tuturor celor din banda lui și să-i aducă la mântuire, a luat și i-a tras o palmă. Și Nicky Cross s-a șters și i-a spune, mai am un obraz, mai dă și pe ăsta. Nu pot să vă spun, i-a mai tras una sau nu? Se uita în ochii lui. Și Nicky Cross, David Wilkerson îi spune, voi avea o serie de predici la biserica și îi dă adresa. Așa mi-ar place dacă ai veni cu toată banda ta
la biserica aceea și să mă asculți cum îl vestesc pe Hristos Domnul. Și Nicky Cross probabil s-a gândit că ofensa a fost prea tare, i-o fi dat prea puternic, îi spune într-un moment de slăbiciune, am să încerc să-i conving să venim cu toții la biserica asta unde spui. Și în seara respectivă, Nicky Cross a venit cu toții ai lui îmbrăcați în hainele lor negre, a venit în biserică. Ușierii erau pregătiți să facă rând vreo două bănci întregi, să fie pentru banda asta Mau Maus, care nu știu ce înseamnă, așa e, Mau, linioară, Maus. Nu e vorba de șoareci, care sunt, americanii sunt amorezați de șoareci, până văd un șoarece. Și în seara respectivă, toată banda asta era în biserică. Wilkerson spune, am predicat ca niciodată, ca și cum ar fi ultima predică pe care o am. A pledat oamenilor să nu mai trăiască în felul lumii. Am crescut în diferite obiceiuri, să lăsăm, să le lepădăm, suntem, Dumnezeu ne vrea pentru veșnicie. Și după o rugăciune de final, David Wilkerson spune, va trebui să luăm o colectă. Am cerut bisericii de aici să ne lase să ținem evangelizarea și va trebui să iau o colectă. Și rog colecta aceasta să fie strânsă de banda Mau Maus, să vină toți în față, să avem o rugăciune și atunci ne închinăm Domnului. Și toți se uitau la Nicky Pop, ce face? Nicky Cross, ce face? Nicky Cross le face semn, așa vrea, mergem în față. S-au dus toți și toți stau, niciunul nu-i credincios, nu mai auzite zise de Hristos. Stau acolo la rugăciune și după aia se duc, după ce face Nicky Cross, fac și ei, iau colecta, uimiți. Păstorul ăsta a avut încredere în noi, noi care suntem bandă și spargem băncile, noi să umblăm cu farfuria și să strângem banii de la ei. După ce a făcut colecta, întâmplarea spune că Wilkerson a făcut iarăși un apel. Și face un apel așa de la o inimă de frate la frate. Dacă simți că te-ai săturat cu viața asta mizerabilă, dacă simți că te-ai săturat de veștile rele, eu vă aduc o veste bună. Dumnezeu vă iubește. Ăsta e harul lui Dumnezeu. Uitați-vă la El cum parcă vrea să vă îmbrățișeze. Vrea să vă spună, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și Nicky Cross se ridică în picioare și vine în față. Și dacă Nicky Cross, că era șeful lor, se ridică, toți au venit în față. Și asta e ideea pe care filmul acesta ne-o dă. E mai tare crucea, harul lui Dumnezeu, decât toate gândurile noastre și planurile noastre. Veniseră să mai aibă o victimă, să mai omoare pe cineva. Și Dumnezeu râde. Luați voi banii de la frații ăștia, care vă iubesc și se încred în voi, ca să vă arate ce mult v-a iubit Dumnezeu în Hristos Domnul.
Și din seara aceea, Nicky Cross a devenit un evanghelist. O sumedenie de cărți, printr-un pseudonim pe care l-a ales, sunt scrise de banditul ăsta care a renunțat la pumnal și l-a prins de poala hainei pe Domnul Iisus Hristos și a gustat harul lui, pentru că a simțit că Domnul îl cheamă și pe el și îi spune, tu ești segula pentru mine, tu ești mărgăritarul pe care îl căutam, tu ești giuvaierul scump pentru care am vărsat sângele, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Un evreu ar spune aici, segula, și-ar fi destul, pentru că Dumnezeu pe munte, asta i-a spus lui Moise. Și Moise vine și îi spune poporului, sunteți segula, sunteți perla cea mai scumpă, giuvaierul lui Dumnezeu care vă ține lângă inima lui. N-ați vrea să fim așa? Dacă poporul meu ascultă cuvântul meu, trăiește după rânduiala mea, sunteți mărgăritarul meu de preț. Mă rog, ca și cuvintele acestea. Și mi-am scris asta pentru că mă gândeam că probabil nu mai am mult să las ceva și celor care vin după mine și să le las înscris. Nu știu dacă segula ar fi un cuvânt bun de titlu, dar Domnul Dumnezeul nostru se uită la noi ca la niște giuvaiere scumpe. Nevastă mea are ceva de furcă cu mine. Întotdeauna când trec pe lângă o vitrină cu perle scumpe, eu mă opresc. Așa cum câteodată mă uit în biserică și mă uit peste adunare, pentru că așa ceva e ceva rar. Și Carmen mă cheamă, hai că și așa noi nu avem, noi nu umblăm cu treburi de astea. Și trebuie să-i spun, mă uit să văd ce sclipiri diamantine de glorie sunt acolo în pietricelele acelea. Și gândește-te că temeliile noului Ierusalim sunt diamante de felul acesta, dar mult mai scump decât tot ce are Dumnezeu în lumea aceasta. E poporul care a fost răscumpărat prin sângele lui. Suntem diamantele de preț ale Domnului Iisus Hristos. Să trăim în așa fel încât să-i facem cinste numelui Său cel mare. Și mă rog, harul lui Dumnezeu, prin care am fost salvați, am fost luați din morcilă să ajungem perlele, mărgăritarele, giuvaierele, comoara de preț a lui Dumnezeu, să trăim într-adevăr ca și comoara Domnului Iisus Hristos. Amin.